Revenim cu informații și vă ajutăm să vă planificați weekendul și din punct de vedere meteorologic. Și în această dimineață stăm de vorbă cu domnul Dinu Mărășoiu, care este meteorolog de serviciu al ANM. Bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața! Ce ne așteaptă în acest weekend? Așa că o privire generală, weekendul nu pune probleme deosebite, să ținem cont că de regulă în februarie este mai rece și mai cu mai multe ninsări, dar acum parcurgem un interval cu vreme destul de caldă. Chiar și la noapte vorbim de temperaturi ușor mai mari decât ar fi normal. Sub minus 9, minus 10 grade se vor registra doar în depresiuni, dar vor ridica și temperatura apropiată de 0 grade. Iar în capitală, în jur de minus 4, minus 5 grade, poate ușor mai scăzută în zona periurbană, deci oricum în creștere cu 2 grade față de ce am avut în această noapte. Pentru sâmbătă, așteptăm valori termice peste cele normale, da? În cea mai mare parte a țării, dar cu precădere în partea de sud, astfel încât vom avea numai temperaturi maxim pozitive, 2 la 12 grade, minimele și ele cresc chiar și în depresiuni și vor fi în general între minus 6 și 2 grade. În partea de vest, de centru și de nord vor fi pe locuri precipitații slabe, ploi și trecători lapovițe sau ninsoare și doar în partea de munte mai înaltă ninsori slabe și acolo, apropo și de weekend, dacă mai sunt deplasări la munte, vântul se intensifică ușor, mai ales pe creste vor fi viteze ceva mai mari, deci atenție la cei care fac ascensiuni în montane la înălțime mai mari. Pentru restul țării, în partea de vest, de sud-vest, de centru, de nord-est, trecător se intensifică și aici vântul, dar vitezele nu depășesc 50 de kilometri pe oră. Pentru duminică, deci scad ușor, valorile termice în țară rămân peste cele normale în prima decadă al februarie. Din nou cer variabil în jumătatea sudică, în orar mai ales în partea nordică, unde posibil ziua să fie ninsori slabe, dar lucrurile se schimbă în noaptea de duminică spre luni, când tot în regiunile intracarpatice norările se extind și de asemenea precipitațiile care sunt amestecate, mai mult ninsori în partea de nord a Moldovei și la munte, în timp ce în Banat, Crișana și vestul Transilvaniei și Maramureșului să fie ploi și să se formeze și condițiile necesare apariției poleiului. Pentru bucureșteni am rămas dator cu informația de duminică, vreme tot așa mai caldă, chiar dacă temperaturile scad ușor, 8-9 grade ziua, noaptea minus 2, minus 1 grade. Mulțumim tare mult pentru toate aceste informații, ne reauzim săptămâna viitoare vineri, iar noi ne propunem pe mai departe să încingem puțin atmosfera și să ascultăm o piesă care a fost lansată pe data de 28 decembrie, fix atunci când Raisa împlinea vârsta de 18 ani. De majorat a lansat piesa Sărutul, pe care o ascultăm și noi chiar acum și imediat după povestim alături de ea. Abia aștept să povestim și să o întreb pe Raisa ce a vrut să spună autorul, deoarece știu că s-a implicat activ în realizarea acestui videoclip. Așa că, fără prea multă introducere, îi spun Raisei bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Cei de acasă deja sunt obișnuiți cu prezența ta la matinal și mă bucur tare mult că ne auzim în această dimineață. Cum a fost prima audiție acestei melodii? Cum ți s-a părut când ai ascultat-o prima și prima dată? M-am îndrăgostit din prima de ea. A fost, sincer, am numărat secundele până la lansarea ei. Îmi doream foarte mult să vină odată lansarea și să o asculte publicul meu și să-mi dea un feedback, pentru că aveam foarte multă încredere în piesă și chiar am primit un feedback pozitiv. Adică am ajuns deja la 350.000 de vizualizări, oho, un nou record pentru canalul meu de YouTube. Și n-am avut comentarii de hate, absolut deloc, ceea ce a fost o surpriză. Wow, asta e mare lucru, având în vedere da. Că noi cumva știm să comentăm în online pentru că ne vine mai ușor, nu ne știe nimeni, nu ne aude, nu ne vede, doar scriem și gata. Exact. Deci felicitări din suflet! Mulțumesc! Pentru videoclip, cum te-ai pregătit? Am înțeles că te-ai implicat și că ai venit cu foarte multe idei și că toate aceste inserții de filtre și emoticoane ți aparțin. Da, eu mi-am dorit să vin cu o idee nouă pentru România.
și vorbeam cu Isabela Santo, cea care a regizat videoclipul, și îi spuneam, uite, eu m-am gândit să aducem niște filtre și niște stickere în videoclip, pentru că acum, practic, suntem în generația online-ului, tinerii mai ales folosesc foarte mult telefoanele, mai ales în relații, cred că 50% din timp totul se întâmplă pe telefon, și am zis că ar fi o idee bună. Și bineînțeles că cu echipa mea minunată am reușit să punem în practică această viziune pe care am avut-o și a ieșit un rezultat superb. Cum te-a surprins echipa ta înainte de ziua ta de naștere? Am aflat că ai fost primită așa, cu multă căldură la studio. Da, m-au anunțat că urmează să avem o filmare la studio. Am zis ok, le-am spus în ce zi pot și de dimineață mă machiam, m-am dus spre studio cu mama. Nu așteptam, pentru că era cu vreo 2 sau 3 săptămâni înainte de ziua mea și cine s-ar fi așteptat să se ducă la studio și să găsească toată echipa și prietenii acolo. Și a fost o surpriză minunată. Atunci am văzut și videoclipul în premieră, mi-au făcut surpriza asta și o să țin minte mereu chestia asta. Mi-a plăcut foarte mult și chiar m-am simțit foarte iubită la acel moment. Cum ești în această perioadă? Uite, la început de 2022, ce-ți propui anul acesta? Am început foarte bine anul. Am fost și într-o vacanță, mi-am încărcat bateriile și primul lucru pe care l-am pe listă este să-mi iau carnetul, pentru că îmi doresc foarte mult să conduc și cât mai multe piese. Am deja în cap niște colaborări pe care urmează să le filmăm și sper să vă placă, abia aștept să vă spun și de ele. Ei, acum că te-am și prins, zi-mi și unde ai fost în vacanță. Eu am uitat la tine pe Instagram și făcuse acolo un fel de challenge să ghicească urmăritorii tăi unde pleci. Multă lume a zis Dubai și Amsterdam. Până la urmă unde ai plecat? În Mexic. Am trecut prin Amsterdam. Dar foarte tare. Mi-am dorit, cred că ți-am și spus data trecută, îmi doresc foarte mult. Mie-mi plac destinațiile unde este foarte cald. Și mai ales în perioada aceasta îmi doream să plec undeva și a venit neprogramată, practic. Nu aveam în cap de foarte mult timp, am fost anunțată că, uite, există această oportunitate acum și am zis, da, clar, merg. Era o dorință pe care mi-o pusesem de ziua mea și a fost minunat acolo, foarte, foarte frumos. Tu să-ți tot pui astfel de dorințe, că văd că se îndeplinesc, deci funcționează mecanismul ăsta foarte bine la tine. Am înțeles că în continuare îți urmezi planurile pentru pregătirea de a merge la Berkeley, în America. Da. Cum se desfășoară lucrurile? Ai emoții? Da, am emoții pentru că simt că se apropie tot mai repede și încep deja să simt o mică presiune pentru că mai este un an jumate și încă mai am mult de lucrat. Dar eu, cum v-am spus, fac ore de canto și teorie muzicală și pian deja de mulți ani și cred că o să fie bine. Adică nu am, nu știu, cred că o să fie bine. Adică am încredere în mine și, cum ai spus și tu, în general, când îmi pun ceva în cap, muncesc pentru acel lucru și mi se îndeplinește, vin și rezultatele. Ai tăi sau mai obișnuit cu gândul că vei fi plecată departe de casă? Da, ei mei m-au susținut de prima dată când le-am spus și chiar își doresc să vină și ei. Nu vor să mă lase singură. Adică chiar mă bucur într-un fel pentru că e bine să ai și familia lângă tine și nu știu dacă vor veni până la urmă, dar mă susțin oricum. Care o să fie primul lucru pe care o să-l faci în momentul în care vei ajunge în America? Te-ai gândit? Păi, primul rând o să vizitez facultatea, sunt foarte entuziasmată, chiar mi-aș dori să ajung și mai repede, să mă duc să văd campusul și tot. Poate chiar să merg într-o tabără vara aceasta, încă mă interesez. Și, nu știu, cred că o să-mi fac prieteni, o să văd tot ce se întâmplă pe acolo, adică, nu știu, o să văd cum o să arate viața mea mai departe, pentru că nu m-am gândit serios dacă vreau să rămân acolo, am zis că o să iau decizie după ce o să văd cum sunt lucrurile pe acolo și cum mă simt. Raisa, mă bucur tare mult că ne-am auzit în această dimineață, țin pumnii și ne mai auzim între timp să-mi povestești ce se mai întâmplă. Bineînțeles, sunt convinsă că urmează o altă melodie, așa că ne și vedem în platou, cine știe. Da, sper. Mult succes și weekend plăcut îți doresc. Mulțumesc, la fel.
Mulțumim tare mult! O să fie un super weekend dacă încercați super rețeta noastră, super ușoară. Să știți că și eu știu să fac această rețetă. Nu durează foarte mult, vreo 20 de minute să amestecați compoziția, după care băgată la cuptor și cam asta este tot. Glazura e opțională în cazul meu, nu mai stau să mai fac și glazură, o mănânc exact așa cum este, dar voi puteți să încercați și să urmăriți pașii din rețeta de astăzi de negresă. Bun găsit! Dragii mei, astăzi pregătesc negresa. Cred că toți sunteți fani această prăjitură, dar doamna Maria are o rețetă mai specială. Da, este o rețetă specială cu ingrediente ușoare, nu greoaie, așa, naturale, cu unt, cu zahăr, cu lapte cât mai gras, ouă, da, sare, făină, zeamă de portocală, să o înnobilăm puțin și praf de copt. Și aici ce avem? Și aici avem siropul făcut, deja formul făcut cu unt, cu ciocolată și cu ingredientul și secret. Pentru că dacă vă doriți, comandați la fuz. Sigur că da. În voluntar. Și este cea mai vândută prăjitură la noi, să știți. Da? Negresa, da. Atunci abia aștept să văd rezultatul final. Sigur că da. Sigur. Ha, vă rog. Este gata. Înainte să o băgăm la cuptor, o trântim puțin de masă, se formează niște bule și negresa noastră se aerează și mai bine. Și ăsta este secretul ei. E, ați aflat și secretul. Da. Da. De data aceasta, doamna Marie ne-a spus secretul. Sigur că da. Merge la cuptor, merge la cuptor pentru o oră. O oră. Da. Vă rog frumos. Și după ce scoatem din cuptor, punem siropul, un sirop. Bun. Așa arată negresa. Aici, la fuz, delivery în voluntar. Vă invit și pe voi să comandați. Iar eu sunt Mihaela Popescu și vă dau întâlnire data viitoare cu o nouă rețetă. Poftă bună! Vă invităm în oraș mâine, tocmai pentru a reuși să dați jos negresa pe care v-am prezentat-o ceva mai devreme și dacă pe noi e posibil să ne mai refuzați așa din când în când, n-aveți cum să o refuzați pe doamna Felicia Filip, managerul operei comice pentru copii. Ea vă face această invitație. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Sigur, priveam înainte, într-adevăr, prăjiturile sunt apetisante, te încearcă păcatul să, într-un fel sau altul, să mănânci și să guști din ele, să le descoperi, dar dincolo de asta trebuie să descoperim mișcarea, jocul, joaca și asta se întâmplă la Opera Comică pentru Copii de fiecare dată și de fiecare dată vă întâmpinăm cu surprize și cu noutăți. De data aceasta este vorba, iată, de lansarea celui mai mare puzzle ce există și a existat vreodată și va exista pe pământ, unde altundeva decât la singura instituție de gen, deci educație și prin cultură pentru copii și tineret, adică la Opera Comică pentru Copii, în Calea Giuleș numărul 16. Și vă invităm pe toți să faceți cunoștință cu echipa care a realizat această minunăție, însemnând că
Iată, mâine la ora 15 este vorba de, dacă vreți, o avant-premieră a acestei lansări, pentru că după aceea, de la ora 16, începe activitatea operei comice pentru copii și vom vorbi imediat despre celelalte componente. Dacă vorbim de acest puzzle, am în față câteva date, pentru că vreau să fiu foarte... Exact, sigur că da. În primul rând, organizăm cu această ocazie o nouă ediție a programului Micii Jurnaliști, prin care copiii jurnaliștilor și bloggerilor, iată, sunt în situația de a analiza, de a face critică, de a se juca, de a spune și celorlalți despre ce este vorba, de o conferință de presă până la urmă, în care vor fi expuse toate aceste date pe care fiecare copil în parte, fiecare jurnalist în parte le va spune. A fost nevoie de peste 33 de minute pentru a pune la capăt componentele acestui puzzle și a le apotrivi cele 54.000, vă dați seama, de piese care alcătuiesc puzzle-uri. Este vorba de o dimensiune totală de asamblare, 864 ori 204 centimetri. Pentru referință, un tablou obișnuit, să spunem, are 70x50 și este nevoie, practic, pentru a fi la dimensiunile reale, acest puzzle pus în funcțiune, de 18 metri pătrați. Tema puzzle-ului nostru este călătorie în jurul artei și conține o serie de 55 de tablouri, începând cu Mona Lisa lui Da Vinci, 1504, până la pictura expresionistă, trecând prin, iată, Cézanne, Renoir, Van Gogh, și vă dați seama, 55 de tablouri, care fiecare în parte are o temă și sunt foarte bine explicate toate aceste lucruri. Tema și artistul care a creat tabloul respectiv. Să vă spun că după aceea, micii jurnaliști, după ce își fac cunoștință și țin această conferință, să spunem, urmează să facă parte din cealaltă avantpremieră, care este... Nopți este format din o nouă premieră a noastră, cum spuneam, Noaptea Carnavalului. O poveste cu personajele din spectacolele noastre și este un traseu care se parcurge, se întâlnesc cu toți artiștii noștri dragi, momente de spectacole, cum spuneam, personaje importante din spectacole, și din spectacolele noastre și din ce înseamnă carnavalul. Este și explicată, dacă vreți, și o istorie a carnavalului, în sensul în care prima ediție a carnavalului a fost în 1996 și de obicei festivalurile, aceste carnavaluri sunt înainte de Paște. Și traducerea numelui carnaval înseamnă carnevale, adică carnea pleacă. Deci, asta este traducerea. Și, bineînțeles, acest festival înseamnă această stare de spirit a perioadei respective a Veneției. Măști, costume, personaje și, până la urmă, teatrul de stradă, comedia dell'arte. Găsim cele două personaje perechi, Arlecchino și Colombina, apoi celelalte negustori, doctori, dacă ne gândim la perioada aceea, pentru că toți suntem în perioada noastră de COVID, în perioada ciumei, nu? Sunt personaje în acest sens. Apoi, dacă vorbim de pantalone, de, eu știu, pulcinela sau spaventa, sau în orice caz, aceste personaje care sunt de origine italiană, clar, și care dau
starea de spirit a perioadei respective a Veneției și în același timp bucuria de a te distra, de a face cunoștință, de a te juca și iată spuneam că dincolo de toate este vorba de spectacolul de stradă, comedia dell'arte. Așadar, acest gen de întâlniri vom avea în fiecare weekend al lunii februarie, vorbim de carnavalul, de nopțile carnavalului, și în paralel, în salonul Mozart, există basmul simfonic Petrică și Lupul și el își spune povestea atât de frumos colorată și într-un fel, dacă vreți, nu face competiție, ci companie nopții carnavalului. Anul 2022, din punct de vedere pandemic, vine cu vești relativ bune până în acest moment. Cumva sperăm ca din martie să revenim la o zonă de normalitate, dar avem nevoie să zâmbim, avem nevoie să fim fericiți, copiii au nevoie de comunitate și Opera Comică are o misiune foarte importantă anul acesta. Ce v-ați propus? Ce aveți pe ordinea de zi? Așa cum i-am obișnuit pe tinerii noștri spectatori și pe spectatorii noștri în general, într-adevăr, sunt surprize, spectacole pe care le propunem și până la urmă stagiunile pe care le construim sunt împreună construite. Pentru că sunt studiile pe care le facem și atunci există partea de implicare și a publicului, dar există și partea de surpriză, de noutăți pe care noi de fiecare dată înaintea unui eveniment ne întâlnim, povestim, pregătim, preparăm orice întâlnire de genul acesta și ca de fiecare dată sunt spectacolele, sperăm ca să revenim cât mai repede la normalitate, să vorbim de spectacole în cele trei săli de spectacol, fie că e vorba de sala mare de spectacol, de salonul Mozart sau de underground, și apoi de atelierele noastre. În această perioadă s-a terminat luna ianuarie, în care de asemenea au fost înscrieri la atelierele noastre și iată, vă așteptăm în continuare să vă înscrieți la ateliere. Sunt explicate pe site-ul nostru ce ateliere urmează să fie, care este programul lor, și, bineînțeles, stagiunea. În ultima perioadă, începând din 2020, iată, din pricina acestei stări de pandemie, a trebuit să renunțăm, de fapt nu am renunțat, ci ne-am adaptat. Noi avem stagiunea făcută cu o jumătate de an înainte și o punem la vânzare. În această perioadă, din timp în timp, când se schimbă, se îmbunătățește sau dimpotrivă se înăsprește situația, trebuie să schimbăm programul. Înțelegând că prezența e de 30%, 50%, 70%, în felul acesta a trebuit să schimbăm și titluri de spectacole și locuri de spectacole, în sensul în care în momentul de față ar fi trebuit să avem spectacole, printre altele, cu School of Rock, de mare succes, și pentru că nu se putea, personalul și artiștii fiind în număr foarte mare pe scenă, iar în sală 30%, am considerat că mai bine reprogramăm aceste spectacole și bine am făcut. Sperăm ca să se întâmple acest lucru cât mai repede. Vedeți, de fiecare dată lumea spune gata, este ultima parte și se relaxează și revenim. Sperăm ca de această dată așa să fie, să nu mai fie cazul de 30%. Cu siguranță că această stare pe care o trăim încă are și beneficii, în sensul în care că suntem mult mai atenți. În același timp, în această perioadă, cum și dumneavoastră spuneați, este mai mare nevoia de comunicare, de empatie, de gesturi calde și prietenești, de un zâmbet, cuvinte frumoase, exemple de activități care să fie benefice atât pentru copii, pentru tineri, pentru maturi. Pentru că este într-adevăr generația noastră, spunând asta că e vorba de cei mici până la cei de vârsta a treia, trăim o perioadă pe care nu am fost pregătiți să o întâmpinăm și ea încă nu s-a terminat.
Da, suntem atenți și respectăm toate regulile și în același timp fiecare membru al familiei noastre Opera Comică pentru Copii se gândește și pune la punct proiecte prin care să fim împreună fericiți, să copilărim, să sărbătorim de fiecare dată și, cum spuneam, împreună să creăm și în același timp să aducem surprize. Sunt studii în această perioadă care, din păcate, arată faptul că din ce în ce mai mulți copii au o stare de anxietate, de teamă, se simt izolați. Fiind zâna bună de la Opera Comică pentru Copii, v-aș întreba cum îi vedeți pe acești copii că intră în sala de spectacol și apoi cum îi vedeți că ies. Cred că e un eveniment terapeutic pentru ei. Aș spune în primul rând că, așa cum este motoul meu de când am preluat conducerea Operei Comice pentru Copii, am atras atenția printr-o formulă în care spun copilul este cel care educă maturul. Și vedem că salvarea maturului este într-adevăr copilul. Așadar, el este cel care are forță, are putere, are emoții și în același timp caută, puterea de a căuta, de a descoperi. El este întotdeauna, își pune imaginația și creativitatea la bătaie și cu bucuria de a descoperi, până la urmă îi salvează pe cei mari care, de fapt și de drept, au grijă, acești mari care au grijă de ei. Și astfel este un transfer, dacă vreți, un circuit al energiei benefice, în așa fel încât trebuie avută grijă de copii, într-adevăr, pentru că atât în familie, cât și la școală, grădiniță, creșă, societate, până la urmă în afara casei, copilul face cunoștință cu această stare de, să spunem, de reticență, nu de altceva, poate și respingere. Sunt atâtea cazuri în care copilul este pus în situații critice și este salvarea lui de a veni fie la un spectacol, fie de a merge la o expoziție, fie la circ, eu știu, teatru și așa mai departe, la o bibliotecă, de asemenea. Și la Opera Comică pentru Copii, într-adevăr, aici îi întâmpinăm și vedem că sunt nerăbdători, curioși, foarte preocupați, așadar plini de acea stare de spirit pe care o știm de dinainte. Dar, într-adevăr, când ies de la spectacol, complimentul cel mai frumos pentru noi este că nu vor să plece. Părinții, sigur, iau, știi că mai avem, uite, mergem la bunici, mergem la prieteni, sărbătorim ceva. Nu! Pentru că ei mai au de descoperit. În cazul nostru, iată, dacă vii să vizionezi acest puzzle, după aceea urmează surpriza cu noaptea carnavalului. Dar în timpul acesta, înainte sau după noaptea carnavalului, copilul poate să rămână la atelierele noastre, care ateliere înseamnă pictură naivă sau lucru manual, tot felul de activități de genul acesta care, în care copilul uită de experiențele neplăcute lui și plonjează, dacă vreți, în această lume splendidă, copilăria, în care se încarcă cu bucuria de a explora, de a descoperi și apoi de a da la rândul lui, pentru că, dincolo de orice, calitățile copiilor sunt foarte multe și una din calități este generozitatea. Eu vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră din această dimineață și mai departe sperăm și noi, ca telespectatorii noștri, să fie acceptat invitația dumneavoastră pentru mâine. Ne revedem cu siguranță, pentru că sunt convinsă că mai aveți foarte multe surprize anul acesta și vă doresc mult succes și o zi reușită mâine. Așa este, vă mulțumesc și mai ales pentru faptul că sunteți tot timpul alături la evenimentele care se produc la Opera Comică pentru Copii. Cu mare drag și noi mulțumim și ca să vă putem ține informații în această dimineață, vă spun că mai departe urmează o serie de știri pe care vă invit să le descoperiți chiar acum.
Sculptorul în metal Daniel Rădulescu a organizat în anul 2021 un workshop internațional la pavilionul României de la Expoziția Mondială din Dubai, care a fost cea mai mare expoziție din istorie pentru că a reunit artiști din peste 110 țări unde au creat mii de picturi. Tânărul i-a invitat pe artiști să reproducă în cărbune natural cele mai cunoscute și faimoase opere semnate de Constantin Brâncuș, tocmai pentru a aduce un omagiu inedit marelui sculptor român. Daniel a ales cu greu peste 200 de desene pe care le-a expus în această lună în salonul de artă din cadrul Galateca. Faptul că pot să mă conectez cu aproape toată planeta, fiindcă toate țările erau acolo prezente. Și m-am folosit de acest aspect, așa că am invitat pe absolut toată lumea care a pășit în pavilionul României și am invitat la un workshop, unde, bineînțeles, le-am spus despre Brâncuș, le-am dus un pic așa în creația lui artistică, i-am lăsat să-și aleagă ei o sculptură de-a maestrului și să încerce să o reproducă în cărbune sau în grafit. Toți aveau emoții când le-au desenat. Toți stăteau, eram lângă ei, le tremurau cărbunele, încercam să le explic pe alte foi și a fost o muncă de aproape 10-12 ore pe zi timp de o lună. Artistul mărturisește cu emoție în glas că în momentul în care privește fiecare pictură în parte, vede un portal prin care transpune propriile trăiri. Daniel dorește să scoată la iveală oamenii pasionați, așa că ne împărtășește câteva din poveștile ce stau în spatele picturilor. Aici o fetiță din Madagascar care nu m-a lăsat să văd, era o persoană extrem de introvertită, s-a dus efectiv în spatele cortinei, n-a vrut să vadă nimeni, nu a vrut să o ajute la desen, a vrut pur și simplu să stea doar ea cu gândurile ele. Și s-a dus în spatele cortinei, s-a pus pe jos și a desenat studiul după capul de copil al lui Brâncuș. Și a lăsat 1.000.000 de mesaje pe care mi se par absolut senzaționale. Aici este iar unul foarte interesant. Este un caligrafer din Egipt care a venit și el mi-a spus foarte sincer, aș participa, dar eu nu știu să desenești, tu doar să scriu. Și am zis, perfect, scrie. Și a ales portretul lui Nancy Cunand. Da, e și senzațional. Deci omul a venit, a dansat în mijlocul pavilionului României, era atât de fericit, a făcut un vlogging, să-și anunțe toți prietenii, că el a desenat. Cu mințenia, s-a chinuit să poată să pronunțe cu mințenia pământului. Cel din Sudan îmi place surprinzător de mult, nu știu de ce, mi se pare reprezentația perfectă pentru o cumințenie. În cadrul acestei expoziții, picturile sunt scoase la licitație. Astfel, vizitatorii care trec pragul galeriei de artă vor putea să admire creațiile, dar în același timp pot dona bani pentru cazuri umanitare. Expoziția rămâne deschisă până la sfârșitul lunii. Autoritățile române parcă vor ca școlile să rămână deschise, chiar dacă numărul infectărilor va exploda în perioada următoare, așa cum este preconizat. Ministrul Sănătății consideră că închiderea școlilor ar avea un impact distrugător asupra economiei, în timp ce ministrul Educației și-a schimbat părerea și urmează ideile lui Alexandru Rafila. Închidem școlile o lună de zile, să spunem, sau două luni de zile, cum s-a întâmplat la începutul anului 2020, ca să treacă valul. În două luni de zile stau 1.000.000 de părinți acasă ca să aibă grijă de 1.000.000 de copii, care să spune că sunt copii până în clasa a 6-a sau a 7-a, care nu pot să stea singuri, nu? Copiii din grădinițe, copiii din ciclu primar și o parte din cei din ciclu gimnazial. Închidem școlile, 1.000.000 de părinți stau acasă două luni. Păi lucrul ăsta are un impact pe economie distrugător. După ce, în urmă cu câteva zile, ministrul Educației a declarat că toate școlile și grădinițele din județul Cluj vor intra de săptămâna viitoare în sistem online din cauza ratei mare de infectare, acesta pare să-și schimbe părerea acum. Rata de infectare nu mai este un criteriu nici în alte state. Vă dau exemplu Franței, care la un număr de 350.000, chiar 400.000 de infectări zilnic, ține toate școlile deschise. Ține toate școlile deschise și nu suspendă activitatea cu prezență fizică, nici măcar la apariția unui număr de 7-8-10 cazuri de îmbolnăvire într-o clasă. Cei care se îmbolnăvesc, din păcate, trebuie să stea în izolare. Ceilalți merg la școală. Sistemul de învățământ din România, copiii din România, au plătit mult prea mult, mult prea greu și mult prea dificil de recuperat aceste perioade de suspendare a activității școlilor. Veste bună pentru cetățenii cehi.
De săptămâna viitoare, ei nu vor mai fi nevoiți să prezinte certificatul COVID la intrarea în localuri sau pentru accesul la evenimente. Anunțul a fost făcut de premierul țării. El a adăugat că oamenii vor trebui totuși să poarte masca de protecție în interior. În plus, la demonstrațiile colective, numărul de participanți va fi limitat. În Suedia, toate restricțiile anticovid vor fi ridicate tot de săptămâna viitoare. Decizia este în linie cu anunțurile făcute în ultimele zile de mai multe țări europene. Autoritățile suedeze spun că mizează pe imunitatea populației obținută după administrarea dozelor booster de vaccin și după trecerea prin infecția cu virusul. Jag menar den 9 februari. Och jag kan säga att det börjar bli dags att öppna upp Sverige igen. În timp ce în Marea Britanie încă de săptămâna trecută s-a renunțat la aproape toate restricțiile. Semne bune ziua are nu doar pentru că este vineri, ci și pentru faptul că astrele au grijă de noi în această dimineață, vin cu vești bune și ne consiliază și vă invit să aflați mai multe imediat pentru că urmează horoscopul zilei. Berbec. Ai grijă la relațiile cu cei din jur, asta pentru că parteneriatele se pot dovedi a fi vulnerabile. Ai energie fluctuantă și te simți epuizat și neînțeles. Astrele îți recomandă să te odihnești, apoi să pui cap la cap lucrurile care nu-ți dau pace. Te poți gândi la un nou plan de acțiune sau chiar la o schimbare în domeniul profesional. Taur. Ai parte de surprize plăcute din partea celor dragi și te simți iubit și apreciat la adevărata ta valoare. Partenerul de viață îți susține ideile și te încurajează să-ți duci planurile la bun sfârșit. Cu toate că totul pare roz în viața ta, vor exista anumiți oameni care vor alege să plece fără a-ți da o explicație. Gemeni. Pot apărea destul de ușor conflicte și tensiuni printre colegii de la serviciu. Încearcă să adopți o atitudine profi și nu lua nimic la modul personal din ce ți se spune. Rămâi pe poziții, dar încearcă să apelezi la politețe și maturitate. Rac. Ai multe idei strălucite, iar proiectele pe care vrei să le creezi sunt de bun augur. Poți creiona planuri de călătorie, vizite la rude sau înscrierea la câteva cursuri pentru a-ți îmbunătăți pregătirea. Leu. Te gândești cum să atragi mai multe venituri și cum să-ți îmbogățești profiturile. Te gândești la tot felul de colaborări sau poți avea surprize cu privire la unele moșteniri. Fecioară. Relațiile cu persoanele din jurul tău pot avea de suferit în această perioadă, iar unele legături amoroase și sau de prietenie se vor termina brusc. Încearcă să abordezi fiecare situație cu multă înțelegere și empatie și nu forța nimic. Balanță. Se anunță o zi plină de responsabilități și task-uri pe care trebuie să le îndeplinești cu multă responsabilitate. Dozează-ți eforturile, asta pentru că la sfârșitul zilei te poți simți fără pic de energie. Rezolvă atât cât poți și nu pune pe umerii tăi o presiune prea mare. Scorpion. La serviciu se anunță o zi tensionată cu multe discuții în contradictoriu. Spre seară este posibil ca stările de peste zi să existe și în sânul familiei. Cei dragi te solicită mai mult ca de obicei și îți atrag atenția cu privire la problemele casnice. Săgetător. Segmentul familial este dominant în această perioadă, drept pentru care poți afla diverse secrete ale rudelor tale. Acest lucru te poate da peste cap și poți avea anumite neclarități la care vei căuta răspunsuri. Capricorn. Poți fi într-o alergătură continuă astăzi, astfel că se întrevăd mai multe călătorii pe distanțe scurte. Vrei să rezolvi cât mai multe treburi, iar asta te va face să te simți obosit și derutat. Vărsător. Ai un noroc nesperat la bani, astfel că se anunță câștiguri importante în acest sector. Totuși, ai grijă să nu cheltuiești mai mult decât primești. Astrele îți recomandă să apelezi la sfatul unui consultant financiar și să rămâi prudent. Pești. Astrele îți recomandă să te detașezi de cotidian și să spui stop oricărui lucru care vine spre tine, să-ți alunge pacea interioară. Energia astrală este una puternică, așa că poți face schimbări radicale în stilul tău de viață. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.cudica.ro și mai aflăm câteva informații interesante în această dimineață, informații care vin de pe canalul de YouTube Știință cu sare și piper și că tot se vorbește atât de mult despre prăjeli, de ce nu e bine să le consumăm, aflăm chiar în această dimineață. Deci, de ce alimentele prăjite nu sunt bune pentru sănătatea noastră. Vă salut, dragii mei! Prăjirea alimentelor este o metodă de gătit destul de banală, la îndemâna tuturor. Nu ne consumă foarte mult timp și nu necesită multe calități în arta gastronomiei. Cu toate acestea, consumul frecvent de alimente prăjite
ne tulbură starea de sănătate, motiv pentru care nutriționiștii și medicii ne recomandă să evităm pe cât posibil consumul de alimente prăjite. Iată întrebarea de astăzi: de ce prăjirea alimentelor ne afectează starea de sănătate? Fără niciun dubiu, mâncarea prăjită conține mai multe calorii decât mâncarea gătită în orice alt mod. Acest lucru se întâmplă deoarece uleiul rămas la suprafața alimentelor este absorbit în aliment în timpul procesului de prăjire. Grăsimea și implicit lipidele sunt compuși importanți pentru organismul nostru, însă o cantitate prea mare nu este recomandată. Grăsimea conține de două ori mai multe calorii decât proteinele și carbohidrații. Ei bine, aburul supraîncălzit se eliberează în mâncarea prăjită pe măsură ce aceasta se gătește în uleiul fierbinte, limitând în modul acesta pătrunderea uleiului în aliment în timpul procesului de prăjire. Absorpția uleiului în alimente se realizează în proporție de 80% în primele secunde după ce alimentul prăjit este scos din tigaie, astfel ștergând prompt excesul de ulei, folosind hârtie de bucătărie, se va reduce semnificativ conținutul de grăsime în mâncarea prăjită. Lăsând deoparte caloriile, prăjirea alimentelor poate fi neprietenoasă sănătății dacă uleiul este încălzit prea tare. Atunci când uleiul încins eliberează un abur albastru sau un fum, are loc atingerea punctului de ardere sau de fumegare, moment în care acesta dăunează grav sănătății, are un gust acru și amar și, din păcate, formează mulți compuși de natură toxică. Așadar, atunci când gătiți alimentele prin prăjire, optați pentru un ulei cu punct de ardere ridicat și aveți mare grijă la temperatura la care ajunge uleiul încins. Să știți că informația pe care ați primit-o în această dimineață despre prăjeli nu vine singură, ci vine într-un proiect mai amplu pe care noi ni l-am propus aici la Metropola TV, astăzi fiind Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului. Autoritățile române și-au propus implementarea unui proiect de prevenție a cancerului și despre asta vrem și noi să vorbim în această dimineață, despre prevenție. 40% dintre cazurile de cancer sunt datorate stilului de viață. Ce putem să schimbăm pentru a evita apariția acestei boli? Aflăm în această dimineață de la domnul dr. Bogdan Mastalier, medic primar chirurgie generală, căruia pe această cale îi spun bună dimineața și bine ați venit la noi. Sărut mâna, bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor, telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră din această dimineață și sperăm să fim de ajutor în acest context, pentru că vorbim foarte mult despre prevenție, dar în acest moment în România sunt prea puține programe, proiecte care să-i ajute pe cetățeni să poată să prevină apariția acestei boli. E o inițiativă pe care o salutăm din acest punct de vedere, cea pe care o lansează Guvernul României în această perioadă, dar noi singurei acasă ce putem să facem? Ce am putea să schimbăm în stilul nostru de viață pentru a reuși să contracarăm apariția acestei boli? Sigur că educația sanitară și accesul la informație de calitate are un rol deosebit în creșterea gradului de sănătate al populației, inclusiv pe partea care se ocupă cu bolile oncologice, cu cancerele. Este foarte important ca oamenii să înțeleagă că prevenirea este mai importantă decât tratarea și în acest sens trebuie făcute mai multe lucruri. Pe lângă stilul de viață, care trebuie să fie un stil sănătos, în care hrana pe care o consumăm fiecare dintre noi să fie una corectă, modul în care încercăm să avem o ordine în viața noastră și, de asemenea, modul în care să încercăm să nu supra-solicităm organismul, să încercăm să păstrăm o imunitate cât mai bună, pentru că, până la urmă, imunitatea este cea care ne protejează în lupta cu orice boală, dar și cu cele oncologice, sunt foarte importante. Modul în care noi ne investigăm periodic, modul în care facem anumite analize, anumite investigații prin care să încercăm să depistăm prezența sau nu a unui anumit risc pentru a dezvolta boli de acest tip, este foarte important.
De asemenea, cunoașterea tuturor factorilor de risc pe care fiecare dintre noi îi avem pentru a dezvolta o boală de acest tip și acest lucru pleacă de la cunoașterea antecedentelor heredocolaterale. Ce alte cazuri de acest tip există în familiile noastre pentru a ști unde să punem mai mult accentul cu privire la prevenirea apariției lor. Deci sunt o multitudine de aspecte, de factori care numai împreună pot să ducă la o scădere a incidenței patologiei oncologice în populație. Dacă ar fi să ne referim în această dimineață strict la anumite obiceiuri alimentare pe care le avem sau o rutină defectuoasă în ceea ce privește numărul de minute de sport pe care le facem în fiecare săptămână, care ar fi recomandările dumneavoastră? La ce anume să ne uităm și ce anume să schimbăm? Iată, acum la început de an, când avem această energie de entuziasm. În ce privește modul de hrană, de alimentare, începând de la ordinea pe care fiecare dintre noi trebuie să o avem, ordinea și disciplina pe care trebuie să le avem în viața noastră, modul în care respectăm un orar al meselor, modul în care încercăm să consumăm produse, hai să zic așa, mai pe zona bio, eco, în care să încercăm să evităm toate acele posibile substanțe toxice despre care toți fac referiri când vorbesc despre euri, despre coloranți, conservanți, edulcoranți, tot felul de alimente, de lichide pe care în momentul în care le consumăm riscăm să introducem factori agresori în organismul nostru. Deci ordinea meselor, o hrană corect preparată, mâncare gătită, mâncare caldă. Noi suntem obișnuiți să ne depărtăm puțin de zona consumului de crudități, de zona consumului de alimente în care există exces de grăsime, exces de prăjală, exces de afumătură, exces de, repet, tot felul de substanțe care pot să reprezinte agresori. Pe de altă parte, o corectă hidratare care să permită o bună funcționare a tuturor organelor pe care noi le avem, cu o corectă eliminare a tot ceea ce se generează toxic în organismul nostru, plus, într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, un stil de viață corect în care munca să fie muncă, odihna să fie odihnă, în care să avem activitate fizică, să avem relaxare, să dăm posibilitatea imunității noastre, că până la urmă ea este cea care ne protejează de toate bolile din lume, să fie în maximum de capacitate de reacție și de posibilitate de a ne proteja împotriva tuturor bolilor, inclusiv a celor oncologice. Se vorbește foarte mult în această perioadă despre impactul pe care stresul îl are asupra organismului uman. Aici, care ar fi recomandările dumneavoastră în fiecare zi? Cred că fiecare dintre noi, în funcție de perspectiva pe care o are, poate că eu am probleme din perspectiva dumneavoastră, par mărunte și invers, fiecare dintre noi experimentăm această stare de stres. Poate conduce stresul la apariția acestei boli? Categoric, categoric. Fără discuție, stresul este o componentă total nefavorabilă în ce privește modul în care organismul nostru funcționează. El poate să lovească la diferite niveluri, poate să ducă la apariția a unei multitudini de afecțiuni, plecând de la tulburări de tip gastrointestinal care se manifestă prin ulcer, ducând la tulburări cardiocirculatorii, la tulburări respiratorii și la o multitudine de interesări din acestea negative asupra funcționării organismului. Iarăși, cum spuneam, ne întoarcem spre zona de imunitate, pentru că până la urmă și în momentul în care se produce, din păcate, boala, în momentul în care apare boala, sigur că noi trebuie să o tratăm și trebuie să încercăm să producem, să ducem la dispariția ei din organism. Dar una dintre modalitățile cele mai importante pe care trebuie să le avem în vedere este repunerea imunității în condiții de funcționare cât mai bună, astfel încât să dispară acea toleranță imunologică care până la urmă este cancerul, pentru că celule canceroase apar în fiecare zi în organismul majorității oamenilor, însă armata care veghează la distrugerea lor, astfel încât ele să nu o ia pe calea dezvoltării unui cancer, este fix sistemul imunitar,
care dacă este funcțional, își face treaba. Dacă nu, atunci apar breșe de securitate. Iar printre toate celelalte verici care asigură această corectă funcționare a sistemului imunologic, stilul de viață, stresul, ordinea, disciplina, credința sunt cele care ne ajută să ne păstrăm starea de sănătate. Vorbim despre încă un început de an. Spre exemplu, eu mâine merg să-mi fac un set de analize pentru mine, pentru a ști ce se întâmplă la început de an în corpul meu. Fac asta în fiecare an, cam în această perioadă. Un examen EKG, o vizită la medicul ginecolog sunt doar o parte dintre seriile de analize pe care fiecare dintre noi ar trebui să le facă anual. La ce anume să mai fim atenți când vorbim despre prevenție și despre găsirea din timp a neregulilor care se află în corpul nostru? Sigur că există o multitudine de afecțiuni oncologice. Practic, cancerul poate lovi la orice nivel. Sigur că există o anumită există anumite boli oncologice care sunt mai frecvente decât altele. În ce privește sexul feminin, sigur că afecțiunile ginecologice, cancerul mamar, cancerul de col și de corp uterin sunt în vârful listei. Sigur că mai departe cancerul pulmonar, atât la femei cât și la bărbați, lovește puternic și aici ar trebui, printre alte măsuri pe care să le avem în vedere, aceea renunțării la fumat. Noi vedem cu toții pe acele pachete de țigări imaginile înfricoșătoare, dar s-a ajuns așa la o indiferență și la o abordare de genul da, se poate întâmpla, dar nu o să ni se întâmple nouă. Deci cancerul pulmonar și modul în care putem să evităm apariția sa, cancerul colorectal care este iarăși extrem de frecvent în populație, cancerul gastric, cancerul pancreatic, există bolile hemato-oncologice, deci există o multitudine de zone în care cancerul poate lovi. Sigur că, așa cum dumneavoastră ați spus, analizele de laborator, probele biohumorale, ele ar trebui făcute periodic și eu aș recomanda un interval de 6 luni. La un moment dat a și existat o inițiativă a administrației țării în a genera un astfel de program de prevenție în populație. Ar fi bine să continue genul ăsta de abordare, dar nu trebuie neapărat să te trimită cineva să-ți faci analize, te poți duce și singur să faci acest lucru. Sigur că dacă ești ajutat din punct de vedere al modalității, al procedurii, cu atât mai bine. Setul respectiv de analize ar trebui să conțină o hemoleocogramă, o coagulogramă și analize biochimice care să investigheze funcționarea întregului sistem, întregului nostru organism. Domnule doctor, îmi cer scuze că vă întrerup. Din păcate, ar trebui să încheiem aici discuția noastră din această dimineață, dar vă invit să reveniți să povestim despre aceste analize pe care fiecare dintre noi ar trebui să le aibă așa pe o listă și să începem să le bifăm ușor-ușor. Iată, cu o frecvență mai mare decât cea pe care am enunțat-o eu. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră de azi. Multă sănătate, cu plăcere, oricând. Doamne ajută, mulțumim tare mult! Luăm o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem foarte repede și o anunțăm că avem o nouă colegă și că Metropola TV va avea parte de o nouă emisiune, mai multe după pauza de publicitate.